Trăcuirea Evangheliei după Matei Capitolul 5 Fericirile Văzând mulțimile, Isus s-a suit în munte, învățându-ne pe noi ca nu spre arătare să facem ceva sau să lucrăm ceva, Întuitorul se suie în munte de vreme ce vrea să învețe, ne arată că se cuvine să ne depărtăm de mijlocul tulburărilor când învățăm sau când învă să vârșim lucrare învățătorească. Și așezându-se, ucenicii lui au venit la el. Popoarele vin la Domnul pentru minuni, iar ucenicii pentru învățătură. Drept aceea, după ce a săvârșit minunile și a tămăduit trupurile, vindecă și Sufletele. Ca să ne învățăm că însuși este ziditor și al trupurilor și al Sufletelor. Și deschizându-și gura. De ce spune aceasta, deschizându-și gura sa? Pentru că poate că ar părea că este de prisos spusă aceasta, dar nu este așa, căci învăța și fără a -și deschide gură. Cum? Prin viața sa și prin minuni. Dar acum învață cu cuvântul deschizându-și gura. Notă. O veche tradiție spune că muntele pe care Mântuitorul a rostit fericirile ar fi muntele numit astăzi Curun Hatin, coarnele Hatinului, situat cam la șapte kilometri mai spre nord-vest de orașul Tiberiada, nu departe de localitatea numită azi Safet și de țărmul vestic al lacului Genizaret. Muntele are o înălțime de 560 de metri deasupra lacului și domină împrejurimea. Deasupra muntelui era un platou pe care s-a așezat mulțimea, Îi învăța, și deschizându-și gura, îi învăța zicând. Nu numai pe ucenici, ci și pe tot poporul. Și începe de la fericiri, după cum și regele David a început de la fericiri, când spunem salmul întâi, fericit bărbatul și celelalte. Fericiți cei săraci cu duhul ca lor este împărăția cerurilor. Mântuitorul pune întâi smerenia ca pe o temelie, că de vreme ce din mândrie a căzut Adam, prin smerenie ne îndreptează pe noi Hristos, fiindcă Adam a rădăjduit să se facă Dumnezeu. Deci cei zdrobiți cu sufletul, aceștia sunt săraci cu duhul. Dar Sfântul Maxim Mărturisitor spune, notă, pentru fericiri, Sfântul Maxim Mărturisitorul ne învață astfel. Mulți săraci, cu, mulți cu Duhul are lumea, dar nu cum se cuvine. Și mulți care plâng, dar pentru pagube de bani și pierderi de copii. Și mulți blânzi, dar față de patimile necurate. Mulți care frămânze și însetoșează, dar pentru a răpi cele străine și a câștiga din nedreptate. Mulți milostivi, dar față de trup și de cele ale trupului. Și curați cu inima, dar pentru slava deșartă. Și făcători de pace, dar prin aceea că supun sufletul trupului. Mulți prigoniți, dar fiindcă sunt fără de rânduială. Mulți ocărâți, dar pentru păcate rușinoase. Fericiți sunt numai aceia care fac și pătimesc acestea pentru Hristos și după pilda lui Hristos. De ce? Pentru că a lor este împărăția cerurilor și pentru că aceștia vor vedea pe Dumnezeu și așa mai departe. Așadar, nu fiindcă fac acestea și le pătimesc, sunt fericiți. Că și cei mai înainte pomeniți fac același lucru ci pentru că fac și pătimesc acestea pentru Hristos și după pilda lui Hristos. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Cei ce plâng pentru păcate, iar nu pentru ceva din cele lumești, și plâng pururea, nu o singură dată. Și nu numai pentru ale noastre păcate se cuvine să plângem, ci și pentru cele ale aproape lui. Și se vor mângâia și aici, pentru că cel ce plânge pentru păcat se bucură duhovnicește, iar dincolo, cu mult mai vârtos, se va mângâia. Notă. Cuviosul Petru Damaschinul ne învață că acelea care se află într frica lui Dumnezeu, I se va dori la vremea cuvenită și plânsul fericit. După acest cuvânt al Domnului din Evanghelie, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Adică bine este a se plânge cineva pe sine însuși și pe aproapele, din dragoste și râvnă. E ca acela ce plânge pentru un mort sub puterea gândurilor înfricoșătoare dinainte de moarte, pentru cele ce vor fi după moarte. El suspină din adâncul inimii și întânguire multă negrăită și nu se îngrijește nici de cinste, nici de necinste, ci disprețuiește chiar viața însăși, băuită deseori și de mâncare, din durerea inimii și a tânguirii neîncetate. În felul acesta, Harul lui Dumnezeu și Maica de obște a tuturor îi va dori lui blândețea și începutul urmării lui Hristos. Adică a treia poruncă, după cum a zis Domnul, fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. Unii spun că numește pământ pe cel gândit, adică cerul. Dar tu înțelegi aici și pământul acesta pe care pășim, de vreme ce sunt socotiți, cei blânzi ca defoimați și lipsiți de averi, mai vârtos aceștia, pe toate le au. Iar blânzi sunt nu cei care nici de cum nu se mânie, fiindcă unii ca aceștia sunt nesimțitori, ci cei care au mânie, dar o stăpânesc și se mânie numai când se cuvine. Fericiți. Iar ce notă, tot Sfântul Petru maschinul ne învață despre cel ce săvârșește blândețea într-o dar lui Dumnezeu. Unul ca acesta se face întărit ca o stâncă și nu mai e clintit de niciun vânt sau val al vieții, ci e pur la fel, în prisosință și în lipsă, în bună stare, în cinste și în ocară. Și simplu vorbind, în orice lucru el cunoaște, cu bună pătrundere că toate trec, și cele dulci și cele dureroase, și că viața aceasta este cale spre viacul viitor, și că chiar dacă nu vrem noi, se fac cele ce se fac, și în zadar ne tulburăm și ne păgubim de cuna răbdării și ne arătăm voii lui Dumnezeu, fiindcă, fiindcă toate câte le face Dumnezeu sunt bune și noi suntem neștiutori că își va îndrepta pe cei blânzi într-o judecată, Psalmul 24, versetul 10, mai bine zis, într-o pătrundere a lucrurilor, într-o înțelegere a lucrurilor. Deci, cel ce s-a învrenicit să păzească porunca a treia, deprinzându-se într-o toată pătrunderea, nu va mai râde de nimeni, nici într-o cunoștință, nici într-o necunoștință. Ci, luând darul smereniei, se socotește pe sine ca fiind nimic căci blândețea e materia smereniei, iar aceasta este ușa nepătimirii. Și prin aceasta, cel ce își cunoaște firea sa, intră la dragostea desăvârșită, care nu cade. Căci acela știe ce a fost înainte de a se naște și ce va fi după moarte. El își dea seama că omul nu este nimic, decât un scurt miros urât, pierdut într-o clipă, și mai rău decât toată zidirea. Fiindcă nicio altă făptură, însuflețită sau neînsuflețită, nu a călcat voia lui Dumnezeu vreodată, ci numai firea omenească, cea care, bucurându-se de multe binefaceri, mânie pe Dumnezeu necontenit. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Voința să vorbească despre milostenie, Domnul arată întâi că se cuvine a păzi dreptatea și a nu milui din răpire sau din lucruri care nu sunt ale noastre. Și se cuvine a păzi dreptatea cu toată râfna, Ca aceasta înseamnă flămânzesc și însetoșează. Și dacă cei lacom parcă sunt îndestulați și să satură, zice Domnul, Că drepții cu atât mai mult, și aici se vor sătura, pentru că aceștia le au pe ale lor după dreptate. Adică și-au agonisit cele lor după dreptate. Dacă, notă, dacă cineva n-a gustat dintr-un lucru, nu știe ce lipsește, cum zice Sfântul Vasile cel Mare. Dar cel ce a gustat mult îl dorește așa și cel ce a gustat din dulceața poruncilor. Știe că poruncile îl duc treptat la urmarea lui Hristos. Acela dorește mult dobândirea celorlalte, încât pentru ele disprețuiește adeseori și moarte. Simțind puțin unele din tanele lui Dumnezeu, ascunse în dumnezeieștele Scripturi, însetează mult să le cuprindă. Și cu cât capătă mai multă cunoștință, însetează și arde mai mult ca unul ce bea flacără, iar fiindcă Dumnezeirea nu poate fi cuprinsă de nimeni, rămâne pururea însetat. Acestea ni le spune cuviosul Petru Damaschinul. Periciți cei milostivi, ca aceia se vor milui. Nu numai prin bani se face milostenie, ci și prin cuvânt. Iar de nu ai nimic, milostenie se face și prin lacrimi. Iar cei milostivi vor fi miluiți și aici, de oameni, căci acela care ieri era milostiv, dacă astăzi va fi lipsit de ceva, de toți va fi miluit. Iar acolo, Dumnezeu îl va milui cu mult mai mult. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Mulți sunt care nu răpesc, ci mai toți miluiesc, însă curvesc și sunt necurați într-un alt chip. Deci Hristos poruncește ca, împreună cu alte fapte bune, să fim și curați, adică să ne înfrunăm de la patim, dar nu numai cu trupul, ci și cu inima, deci, fără sfințenie, adică fără înfrânarea patimilor, nimeni nu va vedea pe Domnul. Notă. Aici Sfântul Simeon, nou teolog, ne învață: Inima curată nu poate înfăptui nicio virtute, nici două, nici zece, ci toate virtuțile împreună fiind așa zicând, ca una singură și dusă până la capătul din urmă. Dar nici acestea nu pot face singură inimă curată, fără venirea și lucrarea Duhului. Căci deci precum fierarul își poate arăta meșteșugul prin uneltele sale, dar fără lucrarea focului nu poate îi nimic, așa și omul toate le face și se folosește de virtuți ca de niște unelte, dar fără venirea focului dumnezeiesc, ele rămân fără rod și fără folos, neizbutind să curățească patea și întânăciunea sufletului. Încheiem nota. Tot așa cum oglinda, dacă este curată, oglindește fețele, așa și sufletul cel curat primește vederea lui Dumnezeu și înțelegerea scripturilor. Sfântul Isac Siru ne spune, Fericiți de cei curați cu inima, că nu este timp în care să nu se bucure de despătarea lacrimilor și într-o aceasta pururea vor vedea pe Domnul, căci de la plâns se trece la curăția sufletului. Fericiți păcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți sunt nu numai cei care sunt pașnici față de toți, ci și cei care îi împacă pe cei certați. că sunt făcători de pace și cei care pe vrăjmașii lui Dumnezeu, prin învățătură, îi întorc la credință, la bună cinstire. Și fii ai lui Dumnezeu sunt unii ca aceștia, pentru că și cel unul născut ne-a împăcat pe noi cu Dumnezeu. Cuviosul Petru Damaschinul ne arată în amănunte care este fericirea făcătorilor de pace. Aceștia sunt cei ce au făcut pace în sufletul și trupul lor, supunând trupul Duhului, ca să nu mai poftească trupul împotriva Duhului, ci să împărățească harul Duhului Sfânt în suflet, și să-l călăuzească precum voiește, dorindu-i cunoștință dumnezeiască. Și în aceasta, unul ca acela poate să rap de prigonirea, bat jocorirea și tot cuvântul rău pentru dreptate și se bucură că plata lui este multă în ceruri. Căci toate fericirile fac Dumnezeu după har pe omul care a ajuns blând, doritor a toată dreptatea, milostiv, nepătimitor, făcător de pace, răbdând toată durerea cu bucurie pentru dragostea lui Dumnezeu și a lui. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca lor este împărăția cerurilor. Nu numai mucenicii se cheamă că sunt prigoniți, ci și mulți alții pentru că ajută celor care sunt nedreptățiți. Și, pe scurt vorbind, fericiți sunt cei ce sunt prigoniți pentru toată fapta bună, căci dreptate este toată fapta cea bună, de vreme ce și tâlharii și ucigașii sunt prigoniți, dar nu sunt fericiți. Adică Domnul nu îi nu fericește pe tâlhari și pe răufăcători. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni. Aici Mântuitorul se întoarce către apostoli, arătând că dascălii în deosebi vor fi ocărâți. Și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea. Nu tot cel ce va fi ocărât este fericit, ci acela care va fi ocărât pentru Hristos și închit mincinos. Iar dacă nu vor fi acestea două, Ticălos este acela, ca unul care pe mulți smintește. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Celorlalți nu le-a zis plată multă. Aici însă arată că lucru mare și prea greu este a răbda o cara, pentru că din pricina acesteia, mulți au pus sfârșit vieții, adică s-au sinucis. Încă și Iov, celelalte multe ispite răbdându-le, atunci mai vârtos, mai mult s-a tulburat când prietenii l-au ocărât, spunând că din pricina păcatelor sale pătimește. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.